Hristos în mijlocul nostru. Am vorbit aseară despre Evanghelia Duminicii de azi și despre sărbătoarea de azi. Vom puncta câteva lucruri despre această mare sărbătoare care poate trece aproape pe neobservate. Pentru că noi spunem, nu putem compara sărbătoarea Învierii cu nicio altă sărbătoare. Și așa este. Însă toți oamenii, toți bărbați, femei, copii, bătrâni, care au mărturisit moartea, răstignirea, patimile și învierea Domnului nostru Iisus Hristos, primind apoi tainele bisericii, botezul, mirungerea, împărtășania, toți aceștia sunt prietenii lui Hristos, cum s-a citit și la strană, sunt casnicii lui Hristos în împărăția lui Dumnezeu. De aceea noi spunem că praznicul praznicilor este sărbătoarea Învierii, ziua Învierii. Noi în fiecare duminică cinstim Învierea Domnului, dar iată că în mod deosebit în această duminică îi cinstim pe Sfinții Români. Duminica trecută, prima duminică după pogorârea Sfântului Duh, i-am cinstit pe toți Sfinții, indiferent de origine. Vă spuneam săptămâna trecută, dacă vă amintiți, că Sfinții nu au naționalitate. Naționalitatea lor, dacă am putea spune, este de a fi creștini. Iată însă că Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în 1992 ca a doua duminică după pogorârea Sfântului Duh să fie închinată Sfinților Români, născuți pe teritoriul țării noastre și a celor care mai apoi au venit pe teritoriul țării noastre și au slujit și Biserica pe Hristos, dar și pe oameni. Așa cum facem noi împreună astăzi și zilele trecute și, dacă Domnul ne ajută, zilele care urmează. A primi acest dar al Sfințeniei nu este la îndemâna oricui, dar oricine poate deveni Sfânt. Prin tainele pe care le primim, noi suntem Sfinți. Atunci când suntem micuți sau când primim botezul la 2 luni, la 1 lună, la 40 de zile, la 3 ani, la 30 de ani, unii. Când primim taina botezului și devenim creștini și mărturisim ortodoxia primind pecetea darului Sfântului Duh, noi atunci suntem sfinți, suntem curați. Doar că patimile și toate cele care ne subjugă, ne îndepărtează de Dumnezeu. Și atunci noi spunem, și s-a citit atât de frumos acatistul Sfinților Români, prin lumânări aprinse de zi, rugăciuni de zi, de noapte, prin tot ceea ce noi facem, prin ajunare, prin tot ceea ce noi facem, încercăm să ne reîntoarcem la Dumnezeu, să ne împăcăm cu Dumnezeu. De aceea iată că atât de frumoasă este această duminică, pentru că spuneam și aseară, sigur, fiecare dintre dumneavoastră cunoașteți cel puțin 10 sfinți români, cel puțin 10. Primul care a ajuns pe teritoriul țării noastre a fost Sfântul Apostol Andrei, întâiul chemat. Și bineînțeles că nu putem spune care este ultimul sfânt pe care Biserica l-a canonizat, pentru că urmează și în lunile următoare canonizarea altor sfinți, altor părinți, altor oameni care au trăit în închisori, cum s-a și citit, m-am bucurat că a fost în număr mare astăzi, încă de dimineață, când s-a citit acatistul Sfinților și s-a spus: bucurați-vă cei care ați fost în închisorile de la Pitești.
Bucurați-vă cei care ați fost în închisorile de la Jilava, mărturisind pe Hristos cel răstignit și înviat. Iată că în zilele, în lunile următoare, vor mai fi canonizați și din cei care au trăit în multă suferință, în multă durere, dar l-au mărturisit pe Hristos. V-aș pune la suflet un nume pe care vă rog după aceea dumneavoastră să cercetați și veți vedea în următorii ani cum va fi canonizat. Este vorba de Părintele Ioan Iovan, un mare mărturisitor. Este pictat aici sus la noi în biserică, unde este veșmântarul. Sunt pictați 6 părinți care au trăit în închisori, care vor fi canonizați în următoarele luni, în următorii ani. Am mărturisit ca nimeni altul în închisoare credința creștină. Spunea Părintele Calciu Dumitreasa, care a trăit în Canada, că a suferit și el mult din cauza comuniștilor care i-au ars mâinile și i-au rupt unghiile ca să spună renunț la Hristos. Și ei n-au renunțat. Dar spunea Părintele Calciu Dumitreasa, când venea de vrednică pomenire acum, dar care venea când eram și eu, ca și copiii dumneavoastră, spunea: și eu am mărturisit pe Hristos, dar ca Părintele Ioan Iovan nimeni nu l-a mărturisit. El n-ar renunța nicio clipă. L-au înfometat, l-au aproape, l-au dus la cazne, dar el n-a renunțat să-l mărturisească pe Hristos. Și atât de frumos se spune, și poate o să mai citiți, Acatistul Sfinților Români: bucurați-vă cei care ați mărturisit credința și în închisori. Iată, pe primul dintre sfinții ajunși la noi pe pământul țării noastre, dar nu știm care va fi ultimul. Poate și din copiii aceștia pe care îi vedeți, poate și dintre noi cei care mergem la biserică și căutăm să fim cu Dumnezeu, amintim și pe părinții care încă nu sunt canonizați, dar care Dumnezeu la vremea potrivită va rândui acest lucru, pe Părintele Ilie Cleopa, pe Părintele Sofian, pe Părintele Paisie, pe Paisie Olaru, pe Părintele Teofil Pârâianu, pe Părintele Dumitru Stăniloae, și toți aceștia noi i-am pus la loc de cinste aici în biserică. Încă nu au aureola ca poporul să aibă evlavie. Trebuie ca prin ceea ce ei au trăit să arate lumii viața sfântă pe care au dus-o. Și apoi, bineînțeles, că biserica le alege și le formulează un imn acatist pe care noi apoi ni-l apropiem și îl citim cu multă râvnă și cerem și spunem sfinților și spunem numele: roagă-te lui Dumnezeu și pentru noi. Vorbeam și aseară de Sfântul Ștefan, voievod cel mare și sfânt, pe care mulți nu au vrut să fie canonizat imediat după Revoluția din 1989, spunând că a făcut atâtea păcate, spunând că a făcut atâtea omoruri, condamnând pe unii boieri care furau din bogăția țării și altele. Însă, iată ce a făcut Sfântul Ștefan cel Mare, iată ce a făcut. A strâns răzeșii, a strâns populația Moldovei, că atunci era doar populație. El a fost cel care a alcătuit Moldova cea sfântă, ca un popor ales, unit. Și pe bărbați le-a spus așa: ori muriți pentru Moldova, ori femeile voastre, fetele voastre, copiii voștri vor fi duși la Istanbul, în haremuri, iar țara va fi pârjolită.
și voi veți fi sclavi. Și atunci poporul s-a ridicat și nici unul nu a rămas acasă, de la cel mai tânăr copil, băiat, până la cel mai în vârstă. Doar cei care nu puteau merge rămâneau cu femeile și cu fetele și au apărat pământul. Dar noi îi cinstim nu doar ca cei mai mari voievozi și pe Sfântul Ștefan cel Mare. Îl numim cel Mare și Sfânt. Pentru că noi ne plângem după o zi de muncă. Ce ne dor cioantele, ce ne dor oasele. Nu mai putem, ne trebuie cafele. Dar acești bărbați, 10 de zile nu mâncau nimic. Nu mâncau, că otrăveau toate fântânile ca să nu vină turcii să aibă apă și alimente și grâu, ardeau grâul pe care ei îl lucrau. Și nu mâncau și se luptau și apărau țara. Și când se termina războiul, făceau biserici. Și când se anunța din nou pericol undeva, la Cetatea Albă sau în Nord, la Hotin, ce făceau? Lăsau construcția bisericii, luau armele și reîncepeau lupta. De aceea nu se putea ca Sfântul Ștefan cel Mare să nu fie declarat sfânt. Și urmează și Mihai Viteazul și alți voievozi care au murit cu un crez în inima lor. Ca fi român înseamnă a-ți da viața pentru glia din care te-ai născut, a te ruga. Toți acești domnitori se rugau poate ca niciunul dintre noi. Nu plecau la război până nu li se făcea liturghie. Nu plecau la război până când episcopul nu făcea rugăciunile ca Dumnezeu și îngerii să-i păzească pe fiecare dintre acești bărbați viteji. Și femeile își priveau bărbații. Nu știau cât se vor întoarce. Am citit și aș citit, nu? Eu vă amintesc doar povestea cu Vrâncioaia, care avea câți băieți? 7. Și pe niciunul n-a ținut lângă ea, ci pe toți i-a dat în slujba țării și a credinței. Iată, iubiți credincioși, Sfântul Ștefan cel Mare. Cine a fost? Sfântul Ioan Hozevitul, care a murit în Hozeva. Noi îi spunem și Sfântul Ioan Românul, dar îi mai spunem și Sfântul Ioan Iacov de la Neamț. Pentru că acolo s-a născut și apoi dorul după Țara Sfântă l-a dus în acele ținuturi, a trăit pe malul Iordanului și a murit în pustia Hozevei cu dor de țară ca nimeni altul. A scris atâtea poezii: o om, ce mari răspunderi ai prin viață sau privind grai. O poezie ca un testament și noi îl cinstim, deși a trăit puțin pe pământ. Dumnezeu l-a iubit și s-a arătat Sfântul unui credincios ucenic în America, care i-a spus: vino să mă vezi. Nu știa ucenicul că a murit Sfântul. Și când a venit, i-a spus starețului și imediat au alergat să desgroape osemintele acestui bărbat și l-au declarat sfânt. Biserica Ortodoxă Română a fost prima care l-a declarat sfânt. Și noi mergeam, dacă vă amintiți, în Hozeva și ne închinam în 2010, când am fost prima dată, și încă grecii nu-l declaraseră sfânt. Noi mergeam și era ținut acolo într-un colț al bisericii moaștele. Însă când au văzut călugării din mănăstire ce minuni se întâmplă, au scris patriarhului de la Ierusalim și bisericii întregi și au hotărât să fie canonizat și a fost canonizat acum câțiva ani, 4-5 ani, și în biserica Greciei. Dar cum să nu amintim pe Sfânta Filofteia? O copiliță pictată acolo în colț, într-o nișă frumos aleasă, chiar lângă Sfânta Parascheva și Teodora,
Sfânta Filofteia de la Curtea de Argeș. Am dorit acolo și Dumnezeu ne va ajuta ca să facem un loc unde fiecare copil, când ajunge la biserică, să meargă să se închine. Avem și icoana pictată cu Sfânta Filofteia. Urmează, după ce se liniștește situația în care suntem, ca să facem acolo locul unde fiecare copil să meargă să se închine și să ceară ajutor acestei fete, fetițe, care a mărturisit în fața propriului tată credința creștină. Nu în fața unor necunoscuți. Și cine a ucis-o? Tatăl. Iată, iubiți credincioși, putem vorbi despre Sfântul Andrei Șaguna, putem vorbi despre Sfântul Iosif, mărturisitorul din Maramureș. Ați auzit la acatist cum a încurajat maramureșenii și sătmărenii să țină credința creștină. În fața invaziilor din nord, din sud, austro-ungar, a ținut credința creștină. Ilie Iorest, Sava Brancovici, Visarion, toți aceștia care sunt ocrotitori ai Moldovei, sfinții năsăudeni, deasupra dumneavoastră, acolo pe acele arce, sunt 28 de sfinți români pictați. Sfântul Neagoie Basarab, care a lăsat învățături fiului lui cum să trăiască și cum să crească în Dumnezeu. Sfântul Ioan Casian, pe care noi îl pomenim de atâtea ori la fiecare slujbă, este ales ca să fie ocrotitor și patron și păzitor al românilor din străinătate, acelor din diaspora, pentru că mai mult decât atât, el este și părintele monahismului apusian. Călugării catolici au atâta evlavie față de acest mare sfânt, care e sfânt universal pentru toată lumea. Cum să nu amintim pe Sfânta Teodora de la Sihla? Cum să nu amintim de Sfântul Calinic de la Cernica? Și alții. Eu am zis așa 10 sfinți ca să vă dau și dumneavoastră dorința aceasta să vă pun în inimă sămânță, să căutați și alți sfinți. Și noi toți putem deveni sfinți dacă îl iubim pe Dumnezeu. Pentru că maștele avem și noi aici în biserică, primite în dar de la Mănăstirea Lainici, de către înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Iosif, care la rândul său ni le-a dăruit nouă acestei parohii, acestei comunități, spre ajutorare. Doar trebuie să avem credință. Dacă vom avea credință, cât un grăunte de muștar, nici nu se vede aproape grăuntele cât e de mic. Vom zice acestui munte, mută-te și se va muta. Aceasta înseamnă să fii credincios, avea credință în inima ta, să ardă sufletul tău cu credință, să ardă sufletul tău cu dragoste, dar și cu jertfă pentru aproapele tău, jertfă pentru copii, jertfă pentru soți, jertfă pentru părinți, jertfă pentru aproapele. Să cerem fiecare dintre noi sfinților, așa să spunem, sfinților, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi și alegeți dumneavoastră un sfânt și citiți viața. Atâția sfinți, alegeți un sfânt și citiți viața. În perioada aceasta a vacanței, nu-i temă de casă, nu-i grav dacă nu citiți, dar noi pierdem dacă nu citim. Căutați să vă alegeți viața unui sfânt. Sfântul Ioan Iacov de la Neamț, de exemplu. Sau Sfântul Ștefan cel Mare. Sau Sfântul Irodion de la Lainici. Sau un sfânt dintr-o zonă oarecare, de unde veniți fiecare, de la Pângărați, cei care sunteți în acea zonă, de la Tazlău, peste 100 de sfinți români. Și citiți-i viața și ziceți așa, sfinte, a cărui viață aș citit-o, roagă-te lui Dumnezeu și pentru noi. Și apoi, am spus și săptămâna trecută și spun și mă opresc, Doamne, de n-am avea pe sfinții Tăi rugători și milostivirea Ta, milostivindu-se spre noi, cum am îndrăzni
a te lăuda, pentru că sfinții sunt un exemplu că se poate, sunt un exemplu că și noi ne putem ridica din moarte, din suferință, la viață veșnică. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Amin.